Hai să facem un unboxing de peste 100 de pachete de cărți de joc premium. Bun, 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 deschidem cutia, dăm jos primul strat. Ce avem aici? Cutii! 2, 3, 4, care să dau? Michael-ul ăsta din mijloc. Vedem ce cărți avem aici? Wow! Din prima zic, wow! A revenit Jolly Roger-ul. Așa arată, ediția limitată. Foarte faine aceste cărți. Să vedem ce avem aici. What? Ești nebun. Frumosul Devil. Genial. Ediție limitată. Prea fain. Deci de acest pachet am fost super curios din prima secundă în care l-am văzut. Uite-te cât de bine arată. Se numește Rebirth. Are o tehnologie nouă, dublă embosare, practic. Deci este totul mult mai în relief. În mod evident, ediție limitată. Wow! Și trei pachete fac așa un design super mișto. Mai exact așa. Ești nebun. Illusorium. Minioni. Cărți de joc cu minioni au revenit. Cei de la Solo Kid au produs acest pachet numit Mickey Mouse. The Reminisce Playing Cards. Astea sunt și disponibile pe mai multe culori. Tot create de cei de la ARK. Tot ediție limitată, 1000 de bucăți. No, de astea eram super curios. The Great Creator Playing Cards. Uită-te acolo la detalii. Nebunie. Și din astea sunt 4 modele diferite. Bioluminescent. Sunt cărți UV. Tot designul interior reacționează la lumină UV într-un fel unic. Așa arată Roasters, Coffee Shop, Playing Cards. Hai de capul meu. The Creator pe negru. What? The Creator pe verde. The Creator pe negru cu auriu. Insane. Insane. Avengers verde. Noile Bicycle Black Tiger. Rebirth pe mov cu auriu. Face parte din aceeași colecție. Și arată la fel de crazy. Ești nebun! What? The Reminisce Holo. Deci arată incredibil la cameră, jur. Devil pe roșu și pe albastru. Intră în colecția lângă cele aurii. Matsuri Playing Cards. Tot ce vezi e în relief. Foarte mișto. Ediție limitată. 300 de bucăți în lume. Smokey Bear. Realizate de Art of Play, are tematica pădurii și protejarea ei. Bicycle Passport este de fapt un truc și un pachet de cărți super custom. Scorpion revine în stoc. Aceste cărți de joc se numesc Vertical și au un sistem unic de deschidere, se împinge de aici. Vezi video chiar la noi pe shop. Între timp am adus și foarte multe chestii de la Daryl. Ultramonte. La toate acestea le poți vedea video, prezentarea, chiar la noi pe shop. Red Prediction, Jumping Jacks, Papa Rabbit, Amazing Acrobatic Knot. Toate acestea sunt de la Daryl și sunt efecte care sunt 100% workere din lumea lui. Cartoon 2, clasicul efect al lui Dan Harlan. Acesta este un truc foarte mișto, Birthday Candle Repeat. Acesta este un truc foarte mișto pentru show-urile de copii. Birthday Candle Repeat, trebuie să vezi video de pe show. Pentru a nu știu câte ore revine în stoc Legal Tender. Este un pachet de cărți de joc cu tematica banilor. Da? Citești bine, este vorba de popcorn. Cărți cu popcorn. Și încă cum sunt făcute? Uite-te acolo câte detalii în relief. Snackers revine în stoc. Knock Pro revine în stoc. Acesta este Squeezers, noile cărți de la Organic Playing Cards. Ei sunt cei care au produs și acestea. Snackers, care au miros. Dacă am avut popcorn, avem și cola. What? Câte detalii. Fast Food Playing Cards. Ei sunt producătorii, după cum scrie și pe cutie. Super faine detaliile. Cărțile de joc regalia nu sunt neapărat noi, dar de fiecare dată impresionează. Mă bucur că le-am adus și pe negru, ele mai sunt disponibile pe alb. Pachetul de cărți Hercule a revenit. Ediție limitată, 2500 de bucăți. Finish super fine. Royals, un pachet care e royal și arată genial cu toate detaliile. Și sigilul este custom. Tot ei au produs și acest pachet Royals. Acesta 100% știu că este marcat. Alt tip de sigiliu avem.
dar este un pachet foarte detaliat, elegant, marcat. Țineți minte mațurii? Acestea sunt tot mațurii Gilded. Mațurii playing cards Gilded, după acest sigiliu auriu. Chiar foarte mișto pachetul acesta, seamănă foarte mult cu Killer Bees, așa în construcție auriu cu negru. Solo Kit Cyan, foarte frumos, toată gama Solo Kit arată foarte mișto. Toate cărțile acestea pot fi puse în niște cutii numite carat case-uri, uite, așa arată, niște cutii transparente realizate din plexi cu închidere magnetică. Uite, punem un Forbidden, acelea sunt piciorușele, what? Uite-te, altă viață. Este făcut special pentru un pachet de cărți. Pentru cei care sunt fani de trucuri de magie pentru copii, sunt, acestea sunt cărți de colorat, 4-Way Deluxe. Sunt noile cărți create de cei de la Murphy's Magic. Un alt standard, altceva, față de cărțile clasice. În acestea poți să faci 4 lucruri să apară în carte. Acesta a fost unboxing-ul de o grămadă de pachete de cărți de joc. Toate sunt premium, sunt noi, sunt super faine. Îți mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uita să te abonezi chiar aici pe YouTube, că o să mai vină și alte chestii. Să ai o super zi!